Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Ploiești, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, au surprins pe 3 decembrie în flagrant pe raza municipiului Ploiești două persoane în timp ce încercau să comercializeze 4 kg de cat, drog de mare risc, cunoscut și sub numele de marihuana africană. Din cercetări a reieșit faptul că persoanele bănuite domiciliate în Bistrița Năsăud ar fi procurat curată drogurile din străinătate cu intenția de a le comercializa în mai multe județe din țară. Cei în cauză au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar ulterior instanța de judecată a emis pe numele celor doi mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.